Bârșa de Câmp a devenit teatru de război în ultimele zile. Sute de vize de flotant au fost făcute în ultima perioadă, dar ceea ce ne dă de gândit este agresivitatea acestor atunci când observă camerele de filmat. Chiar în cursul zilei de astăzi, cameramanul nostru prezent pe teren a fost lovit de către o persoană care tocmai ce ieșise din centrul de evidență a populației din Cușmir. Liberalii sunt disperați și fac orice ca să câștige alegerile. În sâmbăta alegerilor, Comuna Cușmir, locul unde cetățenii își pot face viză de reședință pentru Comuna Obârșa de Câmp, a devenit în ultima perioadă mai populată decât în zilele de târg și chiar mai populată decât în perioada în care se sărbătoresc zilele comunei. Acest lucru confirmă informațiile noastre conform cărora liberalii pregătesc cea mai mare fraudă electorală văzută vreodată. Probleme la evidența populației? Sâmbăta! Ne spune și nouă ce probleme aveți? Sănătate. Tot cu sănătatea la evidența populației? De ce nu? Ceea ce este foarte trist și îngrijorător este faptul că, după cum puteți urmări în imaginile următoare, oamenii se duc la centrul de evidență a populației, după care intră în primăria condusă de un liberal cu niște foi în mână, care sunt cereri pentru obținerea vizei, iar ulterior se întorc la evidența populației pentru a le depune. Acest lucru denotă faptul că peneliștii sunt disperați și simt că pierd alegerile și tocmai de aceea sunt în stare să calce și pe cadavre pentru a denatura rezultatul votului din 27 iunie. Așa se procedează în localitatea Cușmir. Întâi cetățenii trec pe la autoritățile locale, după aia intră pentru stabilirea domiciliului. Facem un apel la autoritățile statului să-și facă treaba și să oprească încercarea de fraudare a alegerilor de mâine, organizată, se pare, de liberali, iar oamenii să-și poată vota în mod democratic primarul. Oamenii lui Nicolae Butaru, candidatul PNL la Obârșa de Câmp, umblă cu sacoșe de bani prin comună, disperați că va pierde alegerile. Deci facem un apel și la cetățeni: nu vă vindeți votul, nu acceptați sume de bani pentru a susține candidatul PNL. Toate aceste ilegalități sunt pedepsite aspru de lege. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.